Bună seara! Anchetatorii au anunțat că părinții care își creșteau copiii în tabăra de la Dumbrava de Sus sunt urmăriți penal pentru că nu îi trimiteau la școală sau la grădiniță și astfel le-au îngrădit dreptul la educație. Aceștia urmează să fie audiați mâine și tot mâine va fi adus în fața Tribunalului Hunedoara, magistraților de la Tribunalul Hunedoara și autoproclamatul lider spiritual Adi de la Brad, cunoscut de fapt sub numele real de Ardelean Fărcaș. Acesta a fost arestat preventiv și este suspectat de șantaj, viol, împiedicarea accesului la educație și exercitarea fără drept a unei activități. Avocatul său a depus contestație și cere ca fostul miner să fie judecat în stare de libertate. Tabăra din Dumbrava de Sus este amplasată în vârful unui munte și până la descindere polițiștilor de săptămâna trecută, acolo locuiau câteva zeci de persoane, dintre care și 12 copii cu vârste între 2 luni și 12 ani. Toți erau adepții fostului guru, un fost miner în vârstă de 59 de ani.